же глава я розумного указу о декорации. Aici este ceva mai dificil, deoarece se organizează dosare de trafic de ființe umane. Cunosc o persoană care m-a rugat să o ajut ca să hotărască această întrebare și iar din nou, timp de o an de zile, încerc să... De ce e acuzată? E acuzată de trafic de ființe umane. Ce a făcut ea lucrul ăsta? A traficat pe cineva? Lucrul acesta ea n-a făcut, deoarece nu putea să trafice o persoană care avea bilet luat din Turcia, e vorba de Turcia, și bilet ca să vină în Moldova și înapoi cu întoarcere în Turcia. A, deci era tur-retur. Doar ea cunoștea Turcia foarte bine și nu prima dată era plecat acolo. Și atunci cu ce acte puteau să o acuze? Cum au acuzat-o? Au acuzat-o din cuvintele, din spusele unor martori. Uh-huh. Dar când se întâmplă asta? Asta a fost în 2007 și i s-a cerut 40.000 de euro. Cine a cerut? Anchetatorul Chivăsa Vlad. De unde? De aici, din Chișinău? Din Chișinău. Da, și ea văzând că banii aceștia nici vorbă în față că ei, căci nu avem de unde să-i dăm, nici nu mi-a spus de lucrul acesta, ea a plecat în Rusia. Acolo ea a stat 4 ani zile. Dar banii sub ce pretext i-au fost ceruți? Ca să schimbe articolul. A se schimbe articolul pe o pedeapsă mai blândă. Și ea a fost plecată în Rusia, anul trecut ea s-a întors. Dar cum a ieșit din țară? Doar dacă se deschide dosar penal, automat nu poți. Se vede că ea nu era introdus în computator pentru a pleca și chiar și când a intrat cu avionul în țară anul trecut, nimeni nu a controlat că ea este... Deja peste 4 ani. Da, deja peste 4 ani că ea este introdus în computator să o găsească la aeroport, deoarece în primul rând la aeroport se controlează lucrurile acestea. O lună de zile ea a fost în țară. Liber s-a deplasat unde a avut necesitate și la spital și peste tot și nimeni n-a depistat-o, anume când se întoarce înapoi la aeroport, a cumpărat bilet, atunci a reținut-o poliția. Aici merge vorba de o legătură între lucrătorii de la aeroport, centrul de corupție, procuratură, unde procurorul era Ion Dadu. Și Chivăsa Vlad, închetatorul, spunea precum că îl presează Ion Dadu de a cere banii aceștia de la ea. Și a reținut-o, ea era foarte bărbată persoana, a reținut-o și chiar a închis-o în penitenciar numărul 6 pe 30 de zile. Acum au mințit-o căci să le da de acum de la 40.000 de euro, au lăsat-o la 1.500 de euro. Se dau 1.500 de euro și peste 10 zile o să fie eliberată. Am denunțat cazul acesta la... Dar prima dată nu a denunțat? Nu, fiindcă ea nu mi-a spus deodată, a crezut că este de nerezolvat întrebarea aceasta. Însă două oară nu a avut ieșire din situație și mi-a spus problema. Unde m-am implicat și m-am stăruit ca să o ajut. Și am denunțat cazul la Ministerul din Interne și m-a rugat foarte mult ca să nu fac lucrul acesta. Ea nu a știut de lucrul acesta. Și am filmat discuțiile cu Vlad Chivăsa, anchetatorul, chiar în centrul de corupție, chiar în procuratura de centru, eram cu banii ca să-i dau banii acolo. Chiar în judecătorie eram cu banii și el insista asupra fetiței de cum să nu ia el banii, dar să ia fetița banii și când se vor întoarce înapoi spre penitenciar,
Se întorc spre penitenciar atunci el o să ia banii de la ea. A fost o șmecherie din partea lui, se vede că aceasta nu pentru prima dată, dar nu se vede, dar chiar că într-adevăr centrul de corupție spune că pentru a treia oară lucrul acesta l-a oprins cu luare de mică, însă nu-i pot dovedi, deoarece vine un sunet de la minister și el chiar așa funcționează până în ziua de astăzi. Și după ce a fost luată luarea aceasta de mită, cei ce n-a găsit banii la tânsă, dar a găsit la domnișoară, fetița a fost închisă încă pe 10 zile. Vă închipuiți în ce condiții și ce atitudine a fost față de ea, până și a ajuns aproape că la viol față de ea. Și când s-a scris plângere, nu una, dar s-a scris vreo 6 plângeri la Procuratura Generală, la Centrul de Combatere a Criminalității. Și măcar acolo au fost menționate etapele astea, sumele care s-au cerut, numele, cine a făcut presiuni, da, sau tot. Da, toți a fost menționat. Și ce răspunsuri? Răspunsul a murit. Amurii centrul de corupție a spus că nu e în putere să facă nimic, deoarece este un sunet de la Ministerul de Interne. Ceea ce înseamnă că domnul procuror Ion Dadu, achitătorul Vlad Chilosa, au susținere de la Ministerul de Interne care acopere lucrurile acestea. Ceea ce ne-au promis cât uși de cât, că măcar că nu o să activeze, nu o să fie în funcție. Dar, cu părere de rău, chiar până în prezent, domnul Vlad Chilosa activează. Și să continue și mai departe lucrurile acestea. Când a fost reținută fetița, la ea avea 2000 de euro, 700 lei. Avea bijuterii... Acum 4 ani, da. Avea bijuterii în sumă iară de aproximativ 2500 de euro. Au fost filmate toate lucrurile acestea. Și banii fotografiate. Și banii, și bijuteriile, și telefon mobil, toate lucrurile care au fost luate de la ea, au fost fotografiate. În dosar, așa și nu s-au găsit aceste lucruri. Nici fotografiile și nici lucrurile nu s-au găsit nicăieri. Fetița a scris iarăși din nou, de vreo 6 ori, cerere pentru a verifica acest caz, aceste lucruri, dar răspunsul a fost ca scris de papagali, unul și același, căci procesul verbal de percheziție corporală nu l-a avut la mână, nu i s-a dat deoarece atunci era în stres și nu mai știu de că trebuie să aibă și ea la mână un exemplar și nu are la mână, ceea ce înseamnă că nu se poate dovedi nimic. Și în jurul la 5.000 de euro, cu toate lucrurile, așa și nu se pot găsi nicăieri. Și acum ce intenționează să facă? Ce intenționează? Ea, de pildă, a spus că nu se gândește că și lucrurile astea o să fie găsite. Însă eu totuși trag o nădejde, deoarece este o persoană foarte bolnavă, are nevoie de operație, are nevoie intervenție chirurgicală, foarte gravă, care banii aceștia, ea are nevoie foarte mult de ei. Și intenționez să o ajut ca să obțină banii aceștia și lucrurile care au fost luate la reținere. Ea în continuare mai e bănuită, acuzată sau a fost finisată? În afară de aceasta a fost judecată, deoarece i s-a promis că dacă o să dea cei 1500 de euro, o să fie schimbat articolul și ea o să fie finisată. În sfârșit, procurorul Ion Dadu, deoarece banii n-au ajuns la ei, i-a cerut 2 ani de privațiune de libertate, în sfârșit i-au lăsat un an, a rămas cu un an condiționat. Numai din faptul că s-a depistat cazul la Ministerul de Interne.